După 16 etape disputate în Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva este singura echipă fără puncte acumulate și, logic, ocupă ultima poziție în clasament. Devencele, care au restanță pe teren propriu cu SCM Râmnicu-Vâlcea, echipă calificată în sferturile EHF European League, au pierdut în ultimul meci de campionat cu 33-24 la SCM Craiova, o formație de pluton care este pe locul 9 din 14 în Liga Florilor. În etapa 17-a, Devencele vor avea o nouă deplasare dificilă la Gloria Buzău, deținătoarea Cupei României și aflată acum pe locul al 4-lea în clasament, iar obținerea de puncte va fi foarte grea. Cu toate acestea, conducerea de la CSM Deva așteaptă ca fetele să facă ceva surprize și speră că echipa să se salveze de la retrogradare, dacă nu pe teren, atunci printr-o decizie federală de a se înmări numărul de participante în Liga Florilor. Cred că vom face și noi surprize. Mă bazez și pe anumite decizii care sper eu că vor fi luate la nivelul Ligii Naționale, adică de mărirea numărului de competitoare pentru sezonul următor. Ne-ar ajuta foarte mult. Nu că am merita așa dacă am fi cinstiți, dar totuși există un handicap pentru echipele din Liga a doua care promovează, pentru că în primul sezon nu ai timp să te adaptezi cu omogenizare, cu tot ce înseamnă apariția în prima scenă a handbalului românesc. Eu cred că lucrurile le vom pune pe drumul bun și, vorba românului, speranța moare ultima. Continui să sper. Meciul dintre Gloria Buzău și CSM Deva, contând pentru etapa 17-a din Liga Florilor, se va juca vineri 11 martie, cu începere de la ora 18:00.